femeie. Iată a suflat un vânt greu în cortul tău, zice Domnul. Și iată, zice Duhul Sfânt, rănile sufletului tău sunt multe, zice Hristos Domnul. Astăzi vin să spun că am în vedere să lucrez în dreptul ființei tale, strigă Duhul lui Dumnezeu. Voi lucra și în dreptul acestui tânăr pentru care mă strigi. Căci iată, zice Domnul, traversează un val mare și greu. E nevoie de rugăciune, strigă Duhul Sfânt. Și iată, zice Domnul, dacă te vei întina și mă vei chema, voi veni în ajutorul acestui suflet, zice Domnul, și vei vedea izbăvirea lăsată de mâna mea. Și vei striga, mare este Dumnezeu, care și astăzi sfătuiește, și astăzi lucrează, zice Duhul Sfânt. Și vei striga că sunt viu față de tine. Te-am vindecat, femeie, strigă Duhul Sfânt. Atunci când stăteai pe patul acela și lacrimile curgeau pe perna ta, doar mâna mea te-a vindecat, strigă Duhul Sfânt, și te-a ridicat în capul oaselor, zice Domnul. Ai văzut îndurarea mea, de aceea nu te teme, strigă Duhul Sfânt. Se vede un suflet din îndepărtare care îl iubește. Iată și la ce suflet voi lucra, strigă Duhul Sfânt, și vei înțelege că eu sunt Domnul, care astăzi te-am sfătuit prin Duhul Sfânt. Hristos a venit în trup. Amin.